Bună ziua! Bună ziua! Cum sunteți? Victor Gavriliuc are 57 de ani, iar de mai bine de 3 decenii se confruntă cu virusul hepatic B. La mine a fost depistat hepatita B în anul 1987. Și de atunci el tot și-a făcea de cap. Și acum am avut o agravare, singur de vină. Durerea a fost acută. 2 zile am avut dureri, că la volan nu mă putem măca. Am venit la consultație și a doua zi, după consultație, am fost primit în secție, analize și am făcut niște investigații, am făcut UZI, am făcut tomografie, la 3 zile, operație. Complicațiile apărute în cazul pacientului au necesitat de urgență o intervenție chirurgicală complexă. Inițial s-a adresat cu slăbăciuni generale, disconfort abdominal și ceva dureri au apărut în subrebord costal pe dreapta. După ce a fost investigat ultrasonografic, unde s-a determinat o formație de volum amplificat, s-a efectuat tomografie computerizată cu contrast, unde s-a pus diagnoza de carcinom hepatocelular și după aceea a fost pregătit pentru intervenție chirurgicală. Pacientul a fost operat, s-a efectuat așa numită rezecție centrală de ficat. Carcinom hepatocelular este o afecțiune canceroasă extrem de agresivă și dacă nu este tratată la timp, inevitabil duce la decesul pacientului. Cu o părere de bine, pacientul a fost diagnosticat la timp, când era posibil de efectuat operații de înlăturat tot tumora și din considerente oncologice, dar și din considerente hepatologice, pacientul cu grefat cu ciroză a fost posibil de a păstra maximal țesut hepatic. Așadar, extirparea completă a tumorii reprezintă singura șansă de vindecare pe termen lung a persoanelor diagnosticate cu cancer hepatic. La o lună după rezecție, este necesar un examen tomografic pentru a asigura extirparea completă a tumorii. Totodată, alte teste imagistice ar trebui efectuate la fiecare 3-6 luni, în funcție de riscul de recurență. Totul trebuie la timp tratat. Ne adresăm în ultimul moment, când ajungem, când e culmea. Specialiștii în ziua de astăzi sunt mulți, așa că trebuie adresat la timp, la medic.